Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la fursecuri lămâiță. Pentru a realiza vom avea nevoie de: pentru a lua 2 gălbenușuri, 550 de grame de făină, 100 de grame de unt, 100 de grame de zahăr pudră, 150 de mililitri de lapte, coaja și zeama de la o lămâie, un praf de copt, un zahăr vanilat și puțină sare. Colorant alimentar galben și verde, 100 de mililitri de lapte și zahăr în plus. Pentru umplutură am folosit gem amestecat cu miez de nucă. Pentru început vom mixa untul împreună cu zahărul vanilat, cu zahărul pudră, gălbenușurile, laptele, cei 150 de mililitri, zeama și coaja de lămâie. Separat cernem făina într-un bol și o amestecăm cu praful de copt, urmând să le adăugăm treptat în compoziția noastră. Frământăm și obținem un aluat omogen și elastic, pe care îl vom acoperi cu folie alimentară și îl punem la frigider o oră. După care presărăm făină pe masa de lucru și întindem aluatul. Decupăm cercuri de aproximativ 8 cm, în mijlocul cărora vom pune câte o linguriță de umplutură. Unim aluatul de o parte și de alta, apoi capetele le vom răsuci ca la bomboane. Le așezăm pe tava tapetată cu hârtie de copt și coacem în cuptorul preîncălzit la 170 de grade, timp de 20 de minute, după care lăsăm la răcit. Într-un bol vom amesteca lapte călduț cu colorant galben și în alt bol lapte cu colorant verde. Fursecurile se scufundă în aceste amestecuri, iar la final le tăvălim prin zahăr. Înainte de a le servi, le ținem la rece 2-3 ore. Sper că v-a plăcut rețeta și sper să o încercați și voi. Este delicioasă! Nu uitați să vă abonați în continuare la canalul nostru de YouTube pentru cele mai noi rețete. Iar dacă doriți să aveți rețeta scrisă, o puteți găsi pe site-ul sau aplicația Cookpad.